Bazinul Vega se redeschide cel mai probabil de mâine. Unda verde a fost dată de un expert care a fost solicitat de către administrația ploieșteană. A solicitat ca în cursul zilei de vineri un expert în domeniul construcțiilor și rezistenței în construcții să vină și să verifice situația de acolo, lucru care s-a și întâmplat în cursul dimineții de vineri. Acest expert a emis un document din care reiese faptul că activitatea la bazinul Vega poate continua cu o serie de condiții, monitorizarea zilnică a situației de acolo, a tavanului respectiv, limitarea traficului în zonele în care nu există acea protecție pusă prin plasele montate pe grinzile metalice ale bazinului de înot. Bazinul Vega, care este construit în anul 1968, este într-un avansat grad, ca să zicem, de degradare. Am făcut eforturi mari pentru a-l reabilita și a-l pune în funcțiune. Am chemat o firmă de expertiză în construcții, care firma a constatat că se poate relua activitatea până în luna lui decembrie, pe 14 decembrie, când avem o grămadă de competiții sportive cu copii, și s-a considerat că nu este cazul să întrerupă în această perioadă. De săptămâna trecută s-a pus problema închiderii acestui bazin, care se află în administrarea primăriei, pe motiv că s-au desprins bucăți din tavan. Această activitate, în opinia acestui expert, care v-a spus, a depus și o documentație sub semnătură în acest sens, poate continua până cel puțin la jumătatea lunii decembrie. Urmând ca în paralel cu această situație, noi să demarăm și o expertiză generală, să vedem care sunt condițiile care ar putea duce la punerea în totală siguranță, dacă putem spune așa, tavanului respectiv și a clădirii. După aceea se va face un studiu de feziabilitate. În baza studiului efectuat, se va constata probabil deficiențele care sunt la nivel de structură de rezistență și se vor lua măsurile de rigoare. Edilul Ploieștiului, Adrian Dobre, a anunțat că încearcă acum identificarea unui teren pe care se ridice cu bani de la Compania Națională de Investiții un nou bazin de înot.